caz cel puțin Hilar, un autocar bizar al sportului dâmbovițean. După mult timp a revenit acasă, dar obosit. Nimeni nu știe unde a fost atâta timp fără rost. De ce un necunoscut? OZN-ul. Sau un autocar fantomă, dacă nimeni nu știe de el de unde a venit și când a apărut? Nu știu. L-ați văzut până acum? Nu. Nu? Dar este autocarul direcției pentru sport. Nu. Noi suntem mici. Ce OZN-ul frumușel, nimeni nu știe de el. Mă mir cum nu v-a speriat când în curte a intrat. Făceați și stop cardiac. Oh! L-ați văzut până acum aici? Dar nu trebuie să vă spun vrea asta, că l-am văzut sau nu l-am văzut. Deja a fost, nu? Deci nu vă răspund nici cu Dani și cu... Dar nu v-a speriat când l-ați văzut aici? Da. A fost ascuns? Păi doamna zice că nu l-a văzut, un domn care vine mereu la sală a spus că e prima dată când îl vede. A fost mai mereu, dar n-a fost aici? Tot în locul ăsta a fost? Asta a fost, dar nu știți. Tot aici? Da, am mai plecat, s-a întors. Unde a fost plecat? Vă dăm interviuri. Păi două secunde, să mă întreb dacă după am... Doamne, dar el la ce folosește de fapt? La... Pentru sportul Dâmbovița, nu? Deplasările echipelor de handball, pot un... A folosit până acum vreodată? Da? Când? Dumneavoastră l-ați văzut până acum aici? Atât de întreb. În curte? Nu am timp acum să povestim, dar... Dar de văzut l-ați văzut? Cu prima ocazie o să vă spun toată istoria lui. Dar de văzut l-ați văzut? Cum era să-l văd dacă n-a fost? Dom'le, a deservit sportului până la urmă sau s-a deplasat singur el așa hoinar? Nu știu, asta întrebați-i pe ei. Vă abțineți? Cere un răspuns? Nu a fost dispărut, a dat sub închiriere pentru la o firmă, s-a reziliat contractul, s-a reziliat. A expirat contractul și l-a adus la firmă. Nu știu situația lui clară, concretă, dacă poate să mai circule. Deplasări cu el în sport știm că nu prea s-a deplasat mai mult singur vreo 5-6 ani la rând. După ani de hoinăreală s-a întors acasă iar.